Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Urmăriți Jurnal de Reghin. Doi elevi ai Liceului Tehnologic Petru Maior au obținut dreptul de a reprezenta județul Mureș la Olimpiada Națională de Ortografie a Limbii Maghiare. Rezultatul e unul impresionant, având în vedere că cei doi din clasele a doua și a zecea s-au dovedit mai buni decât elevii școlilor cu renume din Târgu Mureș. Ortografia limbii maghiare e materia la care Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin a dat doi elevi calificați la etapa finală a Olimpiadei. Este vorba de un școlar și un licean. Kiș Sobolci din clasa a doua este pregătit de învățătoarea Kiș Dana. Am participat la concursul județean de ortografie. Am luat locul 2. M-am calificat la faza națională. Voi pleca cu doamna învățătoare la Oradea în 7 aprilie. Am rezolvat mai mult de 600 de exerciții de ortografie. Îmi place foarte mult să scriu corect și să lucrez cu doamna învățătoare. Eleva Tova și Onito din clasa 10B a impresionat și ea la ortografie, fiind cea mai bună din județ la vârsta sa. A participat deja la etapa pe țara Olimpiadei, unde a obținut 90 de puncte din 150 posibile. Această Olimpiadă a fost pentru mine oarecum ușor, pentru că încă din clasa 5-a particip la asemenea Olimpiade în limba maghiară. Este prima dată o dictare și după aceea fișa de lucru cu exercițiile de ortografie. Înseamnă că această elevă a lucrat bine și, ascultând sfaturile, a progresat foarte mult. Este foarte greu ca o elevă din Reghin să participe la Olimpiada Națională de Ortografie, fiindcă adevărul e că în școlile din Târgu Mureș sunt ele foarte mulți și foarte buni. Dar cu fruntea sus s-a întors și eleva Onita, fiindcă a făcut un punctaj bun la națională. Eu m-am bucurat foarte mult când am aflat că m-am calificat. Visez la asta de mult și mi-a plăcut zilele petrecute la Sfântul Gheorghe. Te ambiționezi cumva să fii acolo și în anii următori? Da, sper că o să am asemenea și mai succese și mai mari și încerc să fiu din ce în ce mai bună. M-aș și rugat că deja la sfârșitul anului școlar să-i dau mai mult de lucru ca să se pregătească din timp pentru această competiție. Liceul Tehnologic Petru Maior mai are până acum elevi calificați la etape finale ale olimpiadelor la materiile geografie, lingvistică, religie, dar și concursuri naționale de engleză, matematică și limba maghiară. 5 persoane au fost reținute și peste 60.000 de lei au fost ridicați în urma a două percheziții domiciliare pe raza județului, efectuate de autorități. Mureșenii sunt suspectați de trafic de minori, întrucât și-ar fi dezvoltat un sistem de obținere ilicită a alocațiilor și ajutoarelor sociale acordate de stat copiilor minori. Uneori se ajungea și la obligarea copiilor să trăiască și să muncească efectiv în gospodăriile acestora, până la momentul în care se considera stinsă datoria părinților. Caz șocant instrumentat de autoritățile din Mureș. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Târgu Mureș au efectuat două percheziții domiciliare la locuințe la 5 persoane din Mureș, bănuite că ar fi comis infracțiuni de trafic de minori, în scopul exploatării prin reținere în sclavie a servire pentru datorii. Persoanele în cauză și-ar fi dezvoltat un sistem de obținere ilicită a alocațiilor și ajutoarelor sociale acordate de stat copiilor minori, totul în numele recuperării unor pretinse datorii. În cazul în care nici aceste sume de bani nu erau considerate îndestulătoare de către persoanele cercetate, acestea ar fi obligat copiii minori ai debitorilor să trăiască și să muncească efectiv în gospodăriile lor, până la momentul în care se considera stinsă datoria părinților. În urma efectuării celor două percheziții domiciliare au fost identificați 3 minori de 11, 14 și 16 ani, care munceau în gospodăriile bănuiților împreună cu fratele lor de 19 ani. Au fost
fost ridicați în vederea indisponibilizării 60.700 de lei, sumă ce nu putea fi justificată de persoanele cercetate. Au fost ridicate și carduri bancare, cupoane emise de autorități pe numele mai multor minori ce nu fac parte din familia persoanelor cercetate, procuri speciale prin care sunt autorizați autorii faptelor să ridice sumele de bani, reprezentând alocațiile sociale ale minorilor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare, diferite înscrisuri conținând mențiuni privitoare la datorii ale altor persoane. 5 oameni au fost reținuți, iar față de 2 a fost luată măsura controlului judiciar. La activități au participat polițiști și jandarmi. Anual, pe 22 martie, este celebrată Ziua Mondială a Apei. Cu această ocazie, elevii claselor a 6-a de la școala Alexandru Ceușanu au prezentat câteva proiecte în care au punctat importanța apei în natură și în viața fiecăruia. Activitatea a fost găzduită de Clubul Copiilor. Pe 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Zi aleasă în cadrul Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro în 1992. Sărbătoarea este de o reală importanță, mai ales pentru că apa este una dintre resursele indispensabile pentru viața oamenilor. Cu acest prilej, elevii claselor a 6-a de la școala gimnazială Alexandru Ceușanu au prezentat proiecte în care au punctat importanța apei în natură și în viața noastră. Activitatea a fost găzduită de Clubul Copiilor din Reghin. Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Apelor, prilej cu care am dorit să atragem atenția întregii comunități, în special a copiilor cu care noi lucrăm, asupra utilizării apei, dar în special asupra poluării apelor. Am organizat acest eveniment împreună cu Școala Generală Alexandru Ceușanu și să sperăm că copiii vor fi atenți și mulțumiți și vor ține cont de ceea ce vor auzi și învăța astăzi, repet, cu ocazia Zilei Mondiale a Apelor. Activitatea de astăzi o desfășurăm în parteneriat cu Clubul Copiilor și elevii școlii gimnaziale Alexandru Ceușanu din clasa a 6-a sunt implicați într-un proiect în care se discută despre apă, despre Ziua Mondială a Apei, iar tema din acest an este apa reziduală. Coordonați de către doamna profesoară de biologie Sălăgean Mariana și sub atenta mea îndrumare, acești copii au pregătit proiecte despre apă, despre importanța apei, despre rolul pădurilor, despre apa reziduală, ce se întâmplă atunci când folosești apa și această apă nu este epurată, ce se întâmplă atunci când această apă ajunge înapoi în circuitul naturii și încercăm să găsim soluții pentru ca apa pe care noi o folosim să reintre într-un circuit prin care ea să fie epurată și refolosită în activitățile casnice sau agricole, în așa fel încât apa reziduală să nu se întoarcă plină și încărcată de substanțe dăunătoare. Noi am pregătit un proiect care constă în importanța pădurilor, deoarece ele chiar ne ajută și trebuie să... Pădurile sunt foarte importante. Pădurea este o resursă de bază a planetei noastre și am ales această temă ca să arătăm cât de importantă este aceasta pentru noi. Pe lângă toate, copacii fixează solul, împiedică alunecările de teren, este o importantă sursă de oxigen. Apa pe teren există în cele mai multe locuri. Și în cele mai multe forme. Sub formă de apă sărată există în oceane și mări. Sub formă de apă lichidă există apă stătătoare și curgătoare, dar și precipitații lichide, adică ploi. Și sub formă de apă solidă există ghețari, iceberguri. Tema Zilei Mondiale a Apei în acest an este apa și apa uzată, axată pe apa reziduală, care trebuie percepută ca o resursă valoroasă pentru economia circulară și care trebuie gestionată în condiții de siguranță, privită ca o investiție eficientă pentru sănătatea oamenilor și a ecosistemelor naturale. Asta potrivit www.worldwaterday. La Reghin este programat vineri, 24 martie, de la ora 17, un spectacol folcloric dedicat aniversării Unirii Basarabiei cu România. Manifestarea va avea loc la Casa de Cultură Eugen Nicoară și va oferi publicului reghinean șansa de a-i asculta cântând pe renumiții soliști moldoveni Nicolae și Isidor Glib. Spectacolul are intrarea liberă, fiind organizat de administrația locală și Asociația Pro Basarabia și Bucovina Reghin.
Cei mai mulți iubitori ai muzicii populare cunosc numele de Nicolae și Izidor Glib. Ei bine, cei doi soliști moldoveni vor concerta la Reghin în premieră, vineri 24 martie, ora 17, în cadrul spectacolului dedicat aniversării Unirii Basarabiei cu România. Acest eveniment capătă amploare. Suntem deja la ediția a patra și sper ca lumea să se implice tot mai mult în acest eveniment important pentru țara noastră, pentru România. Această manifestare este organizată de către primărie Reghin, este organizată de Casa de Cultură Eugen Nicoară și Asociația Pro Basarabe și Bucovina. Născut la 10 mai 1949 în comuna Pepeni, Plasa Sângerăi, județul Bălți, studiază școala de muzică la Ștefan Negrea și la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău. Între 1969 și 1972 este solist în orchestra ansamblului de muzică și dansuri populare Joc al Filarmonicii, apoi în orchestrele de muzică populară Folclor Lăutarii. A mai activat în cadrul orchestrei de muzică populară Mugurel. Este artist emerit al Republicii Moldova în 1980, artist al poporului din Republica Moldova în 1990, distins cu medalia Meritul Civic în 93 și Ordinul Gloria Muncii în 96, iar la sfârșitul anului 2010, printr-un decret prezidențial, distins cu Ordinul Republicii. Nicolae Glib a revenit în satul de Baștină, Pepeni din Sângerăi, unde a fost primar, apoi viceprimar, însă de cântec nu s-a lăsat, a cântat și continuă să cânte alături de fiul său Izidor. La Reghin vor fi prezenți pentru a marca evenimentul de la Unirea din 27 martie 1918. Va participa doi cântăreți de renume din Republica Moldova, Nicolae și Izidor Glib. Sunt cântăreți de talie mondială și e o mare onoare pentru orașul nostru că ne vizitează asemenea cântăreți și vă invit pe toată lumea să participați la acest concert dedicat Unirii Basarabiei. Toți cei care doresc, intrarea este liberă și vă așteptăm cu plăcere. La spectacolul de vineri vor mai susține recitaluri reghinencele Maria Neac și Alexia Ștelian. Un moment este pregătit și de ansamblul de dansuri populare Doina Mureșului. După o iarnă lungă și grea, albinele și-au reluat activitatea. Debutul lunii martie a fost propice pentru ca micile zburătoare să iasă din stup și să adune polenul. Fenomenul este primul din seria de procese tehnologice la care sunt supuse albinele, faze care au o influență majoră pentru obținerea unei producții mari de miere. Odată cu ridicarea sensibilă a temperaturilor, albinele au ieșit din stup și au reluat activitatea prima din acest an. Este momentul cel mai așteptat de apicultori, deoarece micile zburătoare își refac organismul pentru a putea face față culesului de peste an. După multe zile de iarnă, iarnă foarte grea, albinele au ieșit în natură și s-au ocupat de culegerea polenului. Sunt multe plante care au reușit ca să înflorească și care ne-au dat bucuria de a ne ajuta din prisma hranei proteice. Albinele au adus polen săptămâna trecută. Acum iarăși avem o perioadă de temperaturi mai scăzute și așteptăm să vină primăvara. Sperăm convins că primăvara va veni. Sezonul rece din acest an a fost unul lung și greu pentru că albinele nu au mai putut ieși din stup, au acumulat în intestine reziduri care trebuie eliminate. De aceea, în primele zile călduroase, apicultorii trebuie să stimuleze efectuarea acestor zboruri de curățire. Albinele au iernat mai bine decât ne-am așteptat noi apicultorii. Chiar după cele 100 și ceva de zile cât au stat înăuntru, au ieșit sănătoase și cu putere de muncă. Ele sunt pregătite pentru primăvara care va urma. Sperăm într-o primăvară mult mai bună decât anul trecut. Sperăm într-o primăvară în care albinele se vor reface, pentru că sunt multe pierderi din N cauze. Pe timpul toamnei am avut pierderi, pe timpul iernii au fost pierderi. Acum, în primăvară, albinele sperăm să-și revină și să dezvolte așa cum ar trebui ca să fie. Seceta prelungită, ploile abundente și variațiile foarte mari de temperatură de anul trecut au făcut ca producția de miere să fie extrem de scăzută, fenomen ce a afectat și pe apicultorii reghineni, care speră ca anul 2017 să fie mai productiv. Așteptăm o producție bună. 2017 ar trebui ca să ne ajute și pe noi apicultorii. Sperăm ca să ne revenim și să putem ca să mergem înainte. Din punct de vedere economic,
Asta înseamnă că și albinele să aibă producții bune. Așteptăm un salcâm care să ne ajute, așteptăm o rapiță care să se dezvolte albinele, așteptăm toate celelalte culesuri ca să ne dea satisfacție. Un an 2017 slab productiv poate aduce, spun apicultorii, repercursiuni catastrofale asupra afacerii cu miere, iar mulți dintre pasionații de apicultură se vor vedea nevoiți să renunțe și să se orienteze spre alte domenii. Însă doar vremea și culturile dezvoltate de salcâm, rapiță sau floarea soarelui îi pot salva pe întreprinzători de la faliment. Și acum o știre din sport. 6 sportivi de la secția de lupte libere a CSS Reghin s-au calificat la campionatul național de cadeți 16-17 ani. Aceștia sunt antrenați de Pereș Micloș, iar în weekend au participat la turneul de la Zalău, alături de alții aproximativ 600 de sportivi. Vești bune din lupte libere. Între 17 și 19 martie s-a organizat etapa de calificare a campionatului național de cadeți 16-17 ani la toate cele trei stiluri, greco-romane, libere și feminine. Concursul a avut loc la Zalău cu peste 600 de sportivi. Prezenți au fost și elevii de la Clubul Sportiv Școlar Reghin, antrenați de Pereș Micloș. Ghețin Norbert a obținut locul al treilea la categoria 50 de kilograme. S-au mai calificat horvat Ana Sal, Lati Barbara, Luerean Aurelian, Grama Cecilia, Radu Ionuț. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Seara, doamnelor și domnilor, Jurnal de Reghin în direct. Suntem invitatul meu de astăzi, binecunoscutul om de afaceri, Milcea Oltean. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Oltean, în aceste zile se desfășoară sub egida companiilor dumneavoastră la Târgu Mureș, târgul de cariere. Ce așteptări aveți de la o astfel de organizare, de manifestare, târgul de cariere și implicit tot ceea ce decurge de aici? Târgul de cariere a fost întotdeauna un prilej foarte bun pentru a ne selecta oameni pentru a întări echipele noastre și în general am reușit să găsim de fiecare dată oameni potriviți, în special tineri, cu care am putut să ne întărim echipele. Întotdeauna oferta dumneavoastră s-a conceput și la nivel local, dar cum ați dus-o și în Târgu Mureș și în plan județean, fiindcă cred că într-o flexibilitate a oamenilor, a circulației oamenilor, nu? Teoretic puteți atrage și forța de muncă calificată și sau super calificată și mă gândesc din Târgu Mureș sau din zona Reghinului. Sigur, niciodată nu ne-am limitat decât la Reghin. Afacerile noastre au ajuns la un anumit nivel că poate Reghinul nu reușește să umple toate golurile în care este nevoie de personal și din Târgu Mureș avem destul de mulți ingineri care fac naveta zilnic, avem directori din Cluj care fac naveta, deci nu ne adresăm doar Reghinului vis-a-vis de forța de muncă, acoperim o arie destul de mare. În ultimii ani, domnule Oltean, v-ați extins la nivel național și internațional. Ne puteți vorbi în mare puțin despre dezvoltarea în plan național, să spunem, toate punctele noi, toate serviciile unde care le-ați deschis, să punctăm în linii mari extinderea dumneavoastră. Da, tot timpul am avut o preocupare în acest sens. Am reușit și reușim să acoperim la nivel național cu punctele noastre de lucru, cu serviciurile. Ultimele două pot să le amintesc, cel de la Fumați, de lângă București, care funcționează,
și la, în toamnă la Sfântul Gheorghe. Deci astea au fost ultimele două puncte deschise. V-ați extins, cum spuneam, și la nivel internațional, începând din statele din zona, din jurul vecinii României. Mă refer aici, știu, Republica Moldova, Ungaria. Sigur, avem, avem în statele vecine, avem în Ungaria, avem în Budapest, avem un sediu propriu unde lucrează 10 ingineri pentru noi. Ei, în general, se adresează la piața din Ungaria. Piața din Ungaria. Și da. Sunt angajați din Ungaria sau sunt și din România? Cum ați gândit astfel deci, de cei care, management? Cei care lucrează acolo sunt din Ungaria. Toată activitatea lor este supervizată de la Reghin. Aici, până la urmă, este creierul, dar toți cei care lucrează acolo sunt cetățeni maghiari care lucrează, mă rog, în, în Budapesta și se adresează pieței din Ungaria. Deci nu mai putem spune că nu mai există bariere de limbă și de, de nu, comunicare. Nu, nu, nu e problemă. Ales noi în zonă am învățat limba maghiară. Da, descurcăm și limba maghiară. Da, a fost de folos. Fică, cred că e normal, o normalitate locuind aici într-o zonă de multiculturalitate, să, să înțelegem sau chiar să vorbim unii dintre noi maghiară. Sigur. Sau au fost și foarte mulți sași și nemți. Un alt proiect interesant care, care a, a fost vehiculat și în media națională și nu numai, Made in Romania. E o provocare, un challenge, aș spune eu, destul de interesant la nivelul companiilor mijlocii și mari, gândit de piața de capital, în care au fost selectate mai, mulți, mai multe companii. Ce se urmărește prin, prin acest proiect, domnule Oltean? E, cred că, mă rog, ați auzit de mai multe ori povestindu-se despre faptul că, mă rog, capitalul românesc s-a cam subțiat pe parcurs. Aici vorbim de fabrici, de produse românești. Și atunci se încearcă o punctare a ceea ce mai există în această zonă și dacă anul trecut cei de la revista Capital, deci specialiști în zona de business, așa, au realizat, ca să zic, o competiție, așa, tot printr-o selecție de firme cu capital românesc. La nivel național. La nivel național. La ediția de anul trecut am reușit să ne clasăm pe locul 2, la nivel național. Deosebit. Un lucru deosebit în față la multe firme de prestigiu și de, prestigiu. De tradiție, da. Deci, în acest an, după selecția preliminară care a fost făcută, au ales 50 de firme care se vor, mă rog, din care se vor selecta finalistele. Printre cele 50 de firme se numără și Irum Reghin. Finalitatea va, va putea continua, aș extinde puțin nivelul discuției, în ce, în ce mod, domnule Oltean? Aici vin cu o întrebare pentru dumneavoastră. Luați în calcul, în, nu știu, într-un viitor apropiat sau mediu, și o cotare la bursă a companiilor dumneavoastră? Deci nu exclu, sigur că într-o anumită etapă de dezvoltare se poate, se poate lua în calcul și această posibilitate. Sigur că este un mijloc foarte bun de a-ți atrage finanțări, în sensul că poți să emiți emisiuni de acțiuni în care să subscrie lumea și alea toate sunt bani care rămân în firmă pentru dezvoltare. Pentru dezvoltare. Deci, pe un termen scurt, pot să vă spun că nu. Nu luați nu în e, calcul, nu este, dar nu, nici nu excludeți, nu excludeți pe un termen mediu-lung. Exact. La, nu, nu poți să știi ce oportunități apar în afaceri, ce nevoi de dezvoltare și atunci asigur că totdeauna avem în calcul și această posibilitate.
Ați fost recent în Occident, din nou circulați foarte mult în interes de servicii, în interesul afacerilor dumneavoastră. Întotdeauna ați gândit business-ul noastră și toată această ascensiune fiind oarecum, să spunem, la curent cu tot ceea ce se întâmplă în profilul dumneavoastră în Europa și nu numai. Deci dacă vrei să te situezi la un anumit nivel, trebuie să fii la curent cu tot ce se întâmplă în lume vis-a-vis de piață. Aici odată vis-a-vis de produsele care trebuie să le prezinți în piață și... Tehnologii și piață, așa, două... Deci vorbim de produsele, da, care le scoți și pe urmă, sigur că tehnologia. Fără tehnologie nu poți să faci calitate, nu poți să scoți pe piață niște produse competitive. Competitive, da. Deja... Și cerințele sunt foarte mari. Sigur că nu mai sunt bariere, piața e liberă, sigur că și România este o piață pentru producătorii occidentali, cum și noi ne uităm în Occident ca și piață. Luați în calcul, vorbind de piețe și de dezvoltarea companiilor dumneavoastră, o extindere, nu știu, mulți ani de zile după Revoluție, poate a fost neglijată, nu știu dacă e cuvântul potrivit sau... contextul și politic și geopolitic a fost de așa natură, piața rusă, piața fostă URSS sau, sigur, și alte piețe, nu știu, africane, asiatice, dar cred că piața ex-sovietică, ani de zile, parcă lumea s-a ferit sau, cred că s-au schimbat viziunile. N-am înțeles la un moment dat prin natura colaborării cu Perkins, avem din 2002 o colaborare cu ei, la o conferință, la un moment dat, am văzut că se expunea o strategie specială pentru Rusia, de a pătrunde în piața rusească. Și atunci mi-am pus întrebarea, oare de ce noi, care am avut această piață în mână, i-am dat cu piciorul, am renunțat, am așa avut e, fabrici special exact, construite exact. Pentru eram piață. În caier, țineți minte, da, caierul, ex-lagărul social, sigur că da, dar relațiile comerciale și piețele existau. Deci noi eram acolo, erau stabilite relațiile, erau și am renunțat foarte ușor. Foarte ușor. N-am reușit. Zic, uite, alții își fac strategii speciale să poată să pătrundă, noi am fost acolo și am pierdut. Sigur, noi avem o colaborare pe Ucraina, care e un segment din important din fostul URSS, dar Rusia, Kazahstan sau sunt niște zone imensitate. Da. Am început discuții să găsim căi de a pătrunde pe aceste piețe și să vedem în ce fel or să reușim să le concretizăm. Preocupări, Asia, într-adevăr, este o piață imensă, probabil că la un moment dat ne vom gândi acolo. Un partener de tradiție pentru România, vorbim de tractoare, era America de Sud. America de Sud, o altă piață, exact. La sfârșitul lunii aprilie o să avem niște demonstrații cu utilaje noastre în Belgia, unde vor veni câțiva potențial clienți din Chile. Din Chile, da. Da. Țara s-a dezvoltat foarte mult și a urcat foarte mult. Da. Sigur, încet și sigur, cum se spune. Făcând acum o paranteză, chiar urmăream niște reportaje legate de politicile lor în construcții, fiindcă ei au probleme foarte mari ca și japonezii legat de seismologie și câtă disciplină și cât respect pentru acest capitol, comparativ cu noi, trebuie să o recunoaștem. Doamne ferește să vină un cutremur peste noi, ca o paranteză. Deci e o piață de capital și America de Sud. Poate să fie, categoric. Noi purtăm corespondență de mai multe vreme cu Chile. Sigur că poate că e un handicap. Distanța și e mai greu să participi la niște manifestări acolo, să-ți expui utilaje, dar probabil că la un moment dat va veni ajunge, exact, dar sigur, primul pas o să-l facem în aprilie, primul contact, au interes, ei au văzut produsele noastre
Deci va fi în Belgia. În Belgia. Belgia. Va fi, avem un distribuitor deja, putem să-i spunem... Tradițional. Tradițional de-al nostru, care vinde în piața din, din Belgia și acolo am pregătit. Vor fi niște demonstrații și să sperăm că vor fi de... Cu siguranță. Apropo de aceste manifestări, ați fost prezenți în ultimii ani și v-ați tot dezvoltat și pe această zonă a participării companiilor dumneavoastră la târgurile importante de profil din, din Europa. Cât de mult contează, domnule Ortean? Este foarte important. Dacă, poate la începutul afacerilor, mă gândeam că internetul o să distrugă aceste târguri. Dar total fals. Din contră, aceste târguri s-au dezvoltat. Totuși, contactul online-ul este una, da, lumea vrea să pună mâna pe contactul utilaj. Direct. Contactul direct, sigur, este altceva. Deci, un loc foarte bun pentru promovare sunt aceste târguri. Deja avem, mă rog, participări la cele mai importante de profil. Și anul ăsta avem în program, sunt târguri de tradiție care nu, el nu se organizează în fiecare an, de exemplu este Elmia în Suedia în iunie, unde vom participa. Mai este un târg important care se adresează mai mult pentru Franța, Belgia, Olanda la Libramont, unde iarăși vom fi. Urmă, toamna este acel agritehnica care e da. Din 2 în 2 ani și, mă rog, toate manifestările importante, la toate manifestările vom fi prezenți clar în România, mai este, am fost deja în luna trecută, am fost în Polonia la o manifestare unde am avut un succes. O să zic, am reușit să și vindem primul utilaj în Polonia. În Polonia, frumos. E un început. Da. Sau... Și undeva o să se adune în jur de vreo 20 de manifestări de genul mult. Ăsta. Care... Cum se întâmplă, domnule Oltean? Cu timpul ați, au fost pe două fronturi, cum se spune, cu timpul ați ajuns să fiți cunoscuți, un brand cunoscut, pe de o parte. Pe de altă parte, vă contactează și organizatorii acestor manifestări, acestor târguri, fiindcă deja au auzit și știu de dumneavoastră? Da. Putem spune că suntem contactați de organizatori, dar poate interesul nostru este mai mare să identificăm potențiale exact, zone da, de participare. Exact zonele și unde merită, se pretează mai bine utilajele da, noastre. Da. Sigur că noi acoperim un segment din piața asta de utilaje și atunci trebuie să identificăm că ele nu se potrivesc în... Peste tot profilul lor, da. Tot. Și de asta în momentul când am deschis acel centru de cercetare am avut o satisfacție deosebită că putem să creăm utilaje noi ca să ne... În conformitate cu cerințele unora. Exact, ca să putem acoperi o rază cât mai mare și am și reușit până acum, am scos utilaje noi care sunt proiectate, realizate 100% la Reghin, sunt niște satisfacții deosebite. Da, e într-adevăr deosebit. Suntem în luna martie, domnule Oltean. Cum ați început? Cum merg afacerile pentru început de an? Ce prognozați pentru acest an? Vorbiți de dezvoltare. Astăzi este 16. 16. Da, exact. Astăzi am avut o manifestare de forță, să zic așa, la Poiana Mărului în județul Caraș-Severin. Caraș-Severin, da. La graniță. Am avut niște demonstrații în condiții reale de așa pe cu teren. Utilajele noastre. Am avut undeva în jur de 200 de potențiali clienți care au fost interesați de produsele noastre. Am spus că am o manifestare în forță.
Deci din cadrul firmelor noastre am avut 25 de persoane de oameni prezenți acolo care trebuie să... E impresionant, sigur că da. Și toată logistica adusă și... Sigur. Sunt costuri, dar întotdeauna aceste costuri aduc după manifestări, aduc și comenzi în general și... Bine, și prognoze, cum spuneam, pe termen scurt, mediu. Cel mai... Da, sigur că legat de ce aduc aceste manifestări, omul când vede... Faptic și nu ne este frică să le arătăm exact la lucru, pentru că știm ce producem, sigur că efectul este altul. Cu siguranță. Vă gândiți o extindere și pe alte, știu eu, genuri de utilaje, domnule Tan, luați în calcul? Aveți piața de tractoare, de utilaje forestiere, piața de tractoare. Ce gândiți în perspectivă? Dacă Bine, zona asta, cum am mai amintit și mai devreme, sigur că noi acoperim un anumit segment din piață și tot timpul, cu fiecare an, am reușit să mai câștigăm teren, de a și cifrele noastre cresc la an la an, aici vorbesc de cifre de afaceri, de profituri, de număr de personal, tot timpul în zona asta de agricultură și forestier, tot timpul găsești ce să faci vis-a-vis de utilaje și de ceea ce au nevoie cei care lucrează în domeniu. Ați extins foarte mult din relatările pe care le-am avut cu alte ocazii ale dumneavoastră și pe zona, să spunem, de a oferi semifabricate sau fabricate finite din zona turnatelor. Ați dezvoltat foarte mult turnătoria, ați adus-o la niște standarde nu europene, putem spune, și oferiți potențialilor clienți și pe acest segment. O preocupare permanentă a fost, sigur, dezvoltarea acestei turnătorii. Am avut așa un presentiment că este o zonă în care... Se poate. Se poate, că am văzut că se distruge. Sau că am închis altele, da. Și rămâne loc mult în viață. Da. Da, și atunci... Cum se spune termen, o nișă, așa. O nișă, da, da. Și... am reușit să investim, mă rog, în tehnologie... Fără modestie pot să spun că avem una dintre cele mai moderne turnătorii din țară și sigur că ne adresăm și celor care au nevoie de așa ceva. Ca și o paranteză așa, ultimele comenzi le avem de la Roman Brașov. Incredibil. Care era... Cred că timp cu 30 de ani în urmă sau 25. Da, era elita turnătoriei în România. Și dumneavoastră ați făcut studii Brașov și știți ce se întâmplă. Exact, exact. Ei, din păcate, nu mai au distrus ce au avut acolo. E incredibil ce punct de reper al industriei românești a fost. Pentru că tot... Și în zona de autocamioane, sigur că sunt cerințe, chiar acum au o comandă, nu știu, jur de vreo 120 de milioane de euro pentru armata din Taiwan. Și acum ei toate reperele... Turnatele. Se știe, mă rog, tambur și saboți și tot ce aveau la camioane... Vin spre noi și le executăm asta e o veste bună. Deci ca o paranteză, e extraordinar, fiindcă atâta timp cât există comenzi și dumneavoastră sunteți într-o permanentă dezvoltare și mișcare cu un concept deosebit nou implementat în piață, tot au repercusiuni asupra forței de muncă și asupra oamenilor și implicit asupra orașului. Deci legat de turnătorie, sigur că ținta noastră, bine, am făcut o paranteză cu Roman Brașov, dar ținta noastră este până la urmă Occidentul, unde putem realiza piese de o anumită complexitate care sigur că au alte prețuri. Nu le poate face oricine. Sigur, nu le poate face oricine. Și atunci avem firme din Italia, din Franța, care ele poate până anul trecut sau cu 2 ani își turnau piesele în Polonia, în Cehia și au mutat tot necesarul la noi. Deci am reușit să câștigăm încredere și ne-am făcut niște parteneri. Sau ca și exemplu, turnăm pentru cel mai mare producător mondial de roboți industriali. Este Kuka din Germania.
De foarte multe ori, domnule Oltean, s-a vehiculat în România acest, oarecum un concept că nu putem fi competitivi. Dumneavoastră sunteți unul din exemplele care spune, da, putem fi competitivi. E nevoie de strategie, e nevoie de seriozitate, de investiții, muncă, de muncă, de ancorare. De implicare, da. De a-ți asuma riscuri. Deci se poate. Sigur, clar, se poate dacă reușești să-ți formezi și, mă rog, colectivul, lasă, noi noi tragem niște concluzii acum, dar ca să realizez toate aceste lucruri, în spate este sunt sute de oameni care, sigur, dacă ei nu privesc la modul cel mai serios și nu sigur, ei nu-și fac datoria sola, nu avem cum să avem rezultate. Putem spune că oamenii dumneavoastră acum, sigur că linii mari sau aproape toți, au înțeles conceptul dumneavoastră de a face business și de a face treaba? Da, și cu altă ocazie v-am mai ai explicat, sigur că momentul de cumpănă sau momentul cel mai important în afaceri a fost achiziționarea IRUM. La acel moment am conceput acea strategie pe termen lung, ce v-am mai explicat. Da. Bine, era una pe termen scurt ca să reziști, așa, și una pe termen lung. Sigur că în această strategie pe termen lung parcurgem diferite etape. Numai, sigur că în fiecare etapă am reușit să găsesc colaboratori și așa. Sigur că nu merge totul liniar și așa. De pe zi pe alta mai apar și oameni sigur că poate nu au fost totdeauna loial sau nu, ăla, dar am reușit și aici se poate construi, adică se vorbește foarte mult în societatea românească despre mentalitate. Dacă liderii companiilor pot să imprime, pot să aducă un schimb de mentalitate, o schimbare a mentalității oamenilor. Fără o gândire sănătoasă și fără o mentalitate, ce să zic, care să ducă la aceste lucruri, nu ai cum să faci. Și sunt convins, foarte convins, la fel, ați oferit respect oamenilor și atunci totul se întoarce. Fiindcă, cred că aici e o taină, așa, dacă putem categoric, spune. Categoric. Oferim respect oamenilor și respectăm pentru că și noi am aici, când vorbesc și noi, sigur că mă gândesc la soție, la familie, am muncit în fiecare etapă a vieții și am respectat munca. Probabil, nu știu, cu asta am fost crescuți, nici nu ne-am dat seama, cu respectul față de muncă, față de oameni, față de cinste, față de corectitudine, care sunt niște lucruri, nu știu, așa, poate cu regret, mai văd că pe anumite zone dispar la anumiți... Dezamăgire de multe ori, nu? Da. Simțiți așa o dezamăgire, fiindcă sunt reperele importante. E un sistem de valori care nu ar trebui să fie normal și firesc pentru toată lumea. Cam aici am avut șansa anul trecut să călătoresc în Coreea și în Japonia, să văd cum se pun lucrurile acolo și clar... Dar aici vorbim de mentalitate, aici vorbim de felul cum este privită, mă rog, munca, cinstea, corectitudinea, respectul față de cel de lângă tine și da, avem, din păcate, mai avem mult. Trecând într-un alt plan, domnule Oltean, dumneavoastră și doamna Violeta, v-ați implicat și în, ați pomenit de Coreea și de Japonia, v-ați implicat foarte mult în actele de caritate. Ați simțit întotdeauna o datorie morală în a întoarce celor din jur, comunității, din realizarea dumneavoastră? A, este, după mine, o componentă importantă a vieții. Să poți să... Sigur că nu toți au șansa să realizeze ceva sau așa, și atunci, dacă reușești să faci ceva și pentru acea zonă, sigur, este binevenit și este important. Satisfacție, e o satisfacție, așa, clar. O realizare, o personală, interioară, o satisfacție, da.
interioară. Din nou trecând într-un alt plan, s-au vehiculat foarte mult, fiindcă dumneavoastră sunteți cu siguranță în centrul atenției și toată lumea se raportează de multe la dumneavoastră și vă abordează. S-au vehiculat, cum se spune, din anumite zone ale presei, veți dori să investiți și în alte zone, să spunem, de exemplu în sport sau în alte zone de interes de altă natură. Deocamdată, sigur că în viață trebuie să stabilești priorități. Prioritatea noastră numărul unu deocamdată este zona de IRUM. Aici ne gândim la tehnologie, la tot ce înseamnă produse noi și avem atâtea proiecte începute care ele trebuie finalizate. Sigur că poate că mi-ar place să zic că mă implic în sport sau ăla, dar toate la timpul lor, poate. Toate la timpul lor. Cred că aici, apropo de dezvoltare, bănuiesc și sau sunt convins că e o satisfacție deosebită. Andrei, băiatul dumneavoastră, e acolo și vă calcă pe urme și împreună puteți construi în continuare. Da, este o satisfacție că, sigur, și el reușește să continue proiectele familiei. Cel puțin pentru noi ca și părinți e clar că este o bucurie și vedem, mă rog, pozitiv chestiunea că el este implicat în afaceri și poate să ducă mai departe ce am construit noi până acum. O altă bucurie, de asemenea, cu bătaie lungă, cum se spune, este faptul că aveți un nepot și e băiat și exact ca în Occident, tradiția de familie poate va continua cu siguranță. Ce era interesant în momentul când am făcut deplasările în Germania și am achiziționat tehnologie la furnizorii de tehnologie, dimineața, mă rog, la prima întâlnire, la o cafea era prezentată istoria firmei, știi? Și așa ne uitam surprinși a cincea generație de manageri în familie. Deosebit. Era zi, băi, acum asta e, mă rog, era la începuturile afacerilor. Acum putem și noi vorbi deja de a treia generație. Da, deosebit și cu siguranță da. Așa va fi. Domnule Oltean, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în studioul Areghin. Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară excelentă.